cafeaua de dimineață te ajută să scapi de greață și crește. Bună dimineața, oameni buni! Preparăm cafeaua în direct și pentru că se anunță o ediție mai altfel ca celelalte, am pus și niște lapte ca să nu cumva să fim foarte, foarte contondenți. Încep să-mi aduc aminte de un anunț pe care îl făceam începând cu dinainte de celebra pandemie, unii spun plandemie, nu mai știu exact, când spuneam așa, este joi, bună dimineața, este joi, a apărut mesagerul și în emisiune este doctorul Liviu Harbuz. Aia cât astăzi pot să spun din nou, bună dimineața, este joi și în emisiune este doctorul Liviu Harbuz. Bună dimineața, mulțumesc frumos. Asta mă umple de nostalgie. Pe mine mă umple de îngrijorare, pentru că văd că automatismele nu dispar. Da. Pentru cine? Pentru mine. Pentru toți. Așa. Bine ați revenit. Bine v-am regăsit. Am senzația așa că am lipsit o perioadă foarte lungă. Păi ați lipsit, să vă spun din ce motiv. Ați lipsit din un motiv simplu. Tot stăteam și ziceam așa, pun mâna pe telefon, îl sun pe Liviu Harbuz, vinule. Bun, și în ce calitate îl chem? Ca aia de susținător. Aia de susținător. Am fost în calitatea mea strict profesională de doctor și nu mi-a mai trebuit nicio titulatură. La începuturi. La începuturi, dar lucrurile s-au mai schimbat în abordarea realizatorului. Exact, exact. Și acum, uite, anunțăm acolo, scrie jos pe, la televizor, director de campanie PNL Piatra Neamț. Am greșit? Nu. Deci n-am greșit. Într-adevăr, sunt director de campanie a PNL Piatra Neamț. Acum, nu știu ce să celebrăm astăzi. Faptul că a apărut numărul din mesagerul numărul 615, că a apărut numărul 16 din ecoul munților, bine, că, 666. Că mâine este, nu, mâine, da, mâine este 8 martie, că astăzi vine doamna Șoșoacă la Piatra Neamț. Eu sunt un fel de precursor, nu, al doamnei Șoșoacă. Deschizător de drumuri. Deschizător de drumuri. Care are sediu aici lângă noi. Sau să ne bucurăm împreună cu dumneavoastră că ați revenit într-o postură importantă în PNL. Nu că ați fi plecat din PNL, ci că ați venit, revenit într-o postură onorantă. O postură importantă. Onorantă. Onorantă, eu cred că e una plină de responsabilitate și știți cum e, întotdeauna. Când câștigă, e meritul candidatului. Acum mi-a luat vorba din gură. Eu am spus, eu vreau să spun așa. Liviu Harbuz a ajuns președinte de director de campanie la PNL Neamț pentru că nu există decât două variante. Dacă se va câștiga, va fi PNL-ul cel care își va asuma această victorie de la județ, de la județ până la municipiu. Dacă va pierde PNL-ul la Piatra Neamț, avem în față acarul pe un. E ok, suport și asta, am trecut prin atât de multe în ultimii 33 de ani încât, dar cu siguranță Andrei Carabelea și PNL-ul va câștiga la Piatra Neamț. Și nu va câștiga în virtutea inerției, nu va câștiga pentru că întotdeauna pietrenii au fost de dreapta, va câștiga pentru că are nevoie de un nou mandat să finalizeze tot ce a început și mai ales ceea ce urmează să înceapă. Pentru că eu m-am dorit foarte mult și ăsta e motivul pentru care stau lângă Andrei Carabelea. Un om asumat, un om tânăr, un om care să aibă curajul de a face și lucruri imposibile, pentru că mi-am dat seama, apropo de cele trei culoare de mobilitate, că lucrurile uneori sunt chiar imposibile și fără soluție. Dar încet, încet, eu sper să finalizăm și Traianul și Decebalul într-o perioadă cât mai scurtă. În momentul de față, iar s-au făcut simulări, iar s-au făcut examene de laborator, iar s-au venit cu nu știu câte soluții. Până pui la masă executantul, constructorul, cu cel care a făcut proiectarea, până se reintroduce o soluție nouă într-un proiect, lucrurile sunt complicate, dar sunt convins că chiar Andrei Carabelea va duce la capăt toate aceste lucrări majore
care nu s-au mai făcut de 30 ceva de ani. În condițiile care până acum erau peticite niște drumuri, puneai niște asfalt și lucrurile erau simple. Ei, acum când se face cu temeinicie și o infrastructură de apă, de canalizare, de pluviale de la început, normal că e mai complicat. Pentru că în pământ niciodată nu știi peste ce dai. Numai petrol n-am găsit până acum, în rest apă peste tot. Da, eu m-am gândit că deja petrolul... Am depășit, suntem într-o mină de aur. Trebuie să găsiți niște metale rare ca să putem face... Da. Pentru telefoane, pentru baterii electrice, pentru chestii de genul ăsta. Da, n-am dat încă de metale rare, dar nici mult nu mai avem, având în vedere ce infrastructură este sub asfalt. Credeam că mi-o serviți. Credeam că mi-o serviți, n-am găsit aur. Păi v-am zis de la început, că numai aur n-am găsit. Nu, acum când am zis eu de metale rare, mi-o serviți de campanie. N-am găsit aur încă. N-ați fost atât. Eu am zis de aur înainte să-mi spuneți de metale rare. Pentru că aurul, din păcate, și-a pierdut strălucirea, mai ales în politică, sau din fericire și-a pierdut strălucirea. Bun. Pentru că eu îmi doresc niște partide responsabile și care au soluții, pentru că e foarte simplu să strigi, aia nu e bine, aia nu merge, o să facem noi, o să facem cu ce? Cu ce bani, cu ce oameni, cu ce politici și strategii pe termen lung? Eu nu văd decât niște critici și niște jurături, inclusiv în interiorul acestor partide. Păi haideți să vedem acum. Vreau să veți face campanie la Piatra Neamț pentru PNL, strict pentru locale sau și pentru europarlamentare? Oh, și? Și. Și, și. Atunci când faci o campanie electorală constructivă, pe politici constructive, nu trebuie să juri pe nimeni. Adică eu nu văd o campanie electorală că trebuie să reacționezi, asta e cu totul altceva. Suntem pregătiți să reacționăm și știți că eu câteodată exagerez când reacționez. Eu mă abțineam acum. Da, da. Da. Spun eu ca să nu mai spuneți dumneavoastră. Bun. Aștept de mult timp să vină cineva să-mi explice cum va fi mesajul în campanie, pornind de la următoarea situație pe care o cunoașteți mai bine decât mine. Candidați comun la europarlamentare și candidați neprietenoși. Neîmprieteniți. Sau neîmprieteniți. La locale. Și luăm cazul PSD-ului, nu că acolo e toată șmecheria. Cheia și lăcata. Deci la europarlamentare va veni, cine va veni, că bănuiesc că nu va avea neamțul niciun candidat. Păi nici are. Nu. PNL-ul, dar are PSD-ul. Eu repet ce am spus ieri, vă rog frumos să nu zâmbiți. Eu am spus că PSD-ul are un sondaj de opinie făcut. Acum se caută casa de sondaj care să-l publice și să... Aflăm că doamna Carmen Năstase va fi candidatul PSD la primăria Piatra Neamț. Lăsați, până va candida la primărie, eu știu că va candida la europarlamentare. A fost deja... Asta era înainte de comasare. Nu, a fost comasare. Și prezentată ca... Da, dar înainte de comasare. Acu jumătate din locuri. Știți ce s-a întâmplat? Până la urmă, e decizia PSD-ului. Nu pot eu să spun acum cine e candidat și cine nu e. Și nici mă interesează, pentru că PNL-ul este pregătit să se bată cu orice fel de candidat și la Consiliul Județean, și la Primăria Piatra Neamț și la primările importante din orașele din județul Neamț. Dar cine va candida, nici măcar nu contează. Important este noi să le arătăm cetățenilor și tuturor celor din județul Neamț, care sunt politicile, care sunt progresele, ce înseamnă politici liberale, pentru că, deși acum, știți, stânga cu dreapta sunt coalizate, dar nu există politici liberale fără politici sociale și nici politici sociale fără politici liberale. Și foarte simplu, din totdeauna liberalii au asigurat creșterea bugetului, iar social-democrații socialiști au asigurat cheltuiala. Bun. Lăsând gluma la o parte, aici vorbim și de
măsuri sociale, pentru că România chiar este o țară care are nevoie de foarte multe măsuri sociale, pe care, așa cum ați văzut, într-o guvernare rotativă, ele au fost asigurate, alternativ, măsuri liberale și măsuri social-democrate. Uitați-vă ce se întâmplă la nivel de UE, Uniunea Europeană. Uitați-vă că la București este Congresul Popularilor Europeni, unde, dacă ați urmărit, un sfert din congres ne învață cum să ne împrietenim cu social-democrații europeni. De ce? Pentru că avem nevoie de stabilitate și asta este o realitate. Europa nu se află într-o situație foarte bună, relaționat cu războiul, cu cele două războaie, de fapt, că vorbim fie de Orientul Mijlociu, fie vorbim despre Ucraina. Deci vor fi decizii istorice până la urmă, pentru că suntem în pragul cel de-al treilea război mondial, dacă n-a și început deja. Uitați-vă la declarațiile lui Macron, de exemplu, ultimele declarații. Bine, acum, eu nu îl bănuiesc pe domnul Macron de prea multă știință geopolitică. El mai are probleme de orientare, dar asta e altă poveste. Adică mi se pare deja în contextul în care avem o mediocritate la nivel de leadership, la nivel european, uitați-vă ce se întâmplă în Statele Unite. Deci și asta spune tot. Bine, acolo avem o gerontocrație. Da, știu că avem o gerontocrație, dar eu am sperat. Bun, gerontocrația în sistemul politic american a fost întotdeauna cultivată, pentru că ei consideră că dacă ai fost școlit, fie te tragi dintr-o familie cu un istoric politic foarte îndepărtat, fie te-ai școlit în așa fel încât să ajungi să meriți să fii congresmen. Să nu uităm că avem congresmen pe viață în Statele Unite. Deci e un alt sistem politic. Gerontocrația nu deranjează până la proba contrarie. Atunci când deja apar mici AVC-uri, sunt și reacții pe măsură. Bine, acum... Adică, sunt care acolo, e avantajul lui Biden? El face mici AVC-uri. Pe când Trump, când o să-l facă, o să-l facă de tot. Bun, acum acolo sunt foarte mulți înrudiți cu... Am înțeles că au legături adică de sânge cu Parkinson, cu alții, știți? Da, pe măsura muncii intelectuale depuse. Pe măsura muncii intelectuale. Bun, revenind la ce spuneați, adică Macron a zis, n-am văzut un cor de reacții în spatele lui care să zică din Europa, unde contează. Ba mai mult decât atât, da, unii au spus Scholz și a spus niet. În condițiile în care Europa nu există fără o relație impecabilă între Franța și Germania, pentru că sunt primele două puteri militare. Deși în momentul de față eu consider că Europa este descoperită din punct de vedere al securității, ăsta este și motivul pentru care politic s-a gândit această alianță, adică continuitatea pe care o vor, poziția 1 și 3 să fie a popularilor, poziția 2 să fie a social-democraților, așa cum este și acum. Poate va apărea și cel de-al 28-lea comisariat respectiv, în alt comisariat pentru securitate. Poate domnul Iohannis va ocupa această funcție. Astea sunt doar speculații în momentul de față. Dar faptul că Rutte deja a fost, apropo de NATO, el a fost votat sau sprijinit, s-a anunțat sprijinul pentru el, știți cum mă simt? Dacă domnul Rutte ajunge șef la NATO, eu mă simt neprotejat. La câtă ură și dispreț are domnul Rutte față de anumite țări, la câtă ură și dispreț are domnul Rutte, eu mă simt neprotejat. Știți când să mă simțiți neprotejat? În momentul în care el are drept de veto în UE și este prim-ministru al Olandei. Dar în momentul în care el va fi acolo, va fi într-un cadru pe care nu-l poate depăși. Îmi pare rău. O jigodie rămâne o jigodie. Asta este cu totul altceva. Deci n-ai ce să discuți. Asta este o jigodie. Este extremei drepte. Este o jigodie. Adică, și atunci eu vorbesc cu reprezentantul extremei drepte și cu extrema cealaltă nu vorbesc? Să nu uităm că avem și un Hammer care
Nars și tot extremă dreaptă. Asta sunt politicile extremelor drepte, partidelor de extremă dreaptă. Vedeți care... ce greu este să explicăm asta oamenilor? Eu mi-aș dori să explicăm, eu mi-aș dori să informăm pe oameni, pentru că dacă nu ești informat, dacă nu încerci să-ți educi puțin modul și căile pe care te informezi și desigur să delimitezi fake news-urile de ceea ce înseamnă știri adevărate, nu vei putea vota niciodată în consecință de cauză. Adică la ce se întâmplă astăzi, apropo de unirea între popularii europeni și democrații, social-democrații europeni, eu cred că până la urmă poate funcționa. A funcționat în Germania. Și nu uitați că sub Merkel, alianța celor două partide a dus la o creștere economică fantastică pentru Germania și de unde își mai trag acum? Din o sânză aia încă își mai trag... Da, dar știți care a fost prețul pentru Germania? Care? Această alianță. Obediența față de tot ce venea dinspre Rusia, materie primă cu tare, cu tare, cu tare. Ei au crescut pe baza a materiei, pe baza materiilor prime care veneau din Rusia. Este foarte adevărat, asta se întâmpla cu mult înainte de a se crea această alianță. Și... asta a fost politica Germaniei după război. Deci tot ce era materie primă, tot ce era energie, dependența energetică a Germaniei, a Austriei, chiar a Ungariei, țări care au fost țări naziste, da? Acum vorbim despre neonazism, da? Atunci lucrurile erau foarte clare și pozițiile foarte clare. În perioada aia, într-adevăr, au fost dependenți de Rusia. Dar politicile noi, care înseamnă independența energetică pe care și-o doresc toate țările, uite, România, cu puțin efort, va deveni o țară independentă energetic. Dar mai avem puțin de așteptat. Mai avem de reanalizat, pentru că ați văzut ce au făcut fermierii. Noi de la început vorbeam despre Green Deal, care a fost politica pe tot ce înseamnă mediu și agricultură, adică împăduriri de terenuri agricole, reducerea cu 15, după aia 30% a suprafeței de terenuri agricole în detrimentul agriculturii pentru ceea ce înseamnă împădurire. Adică s-au venit cu niște măsuri puțin cam agresive și bruște, care au dat peste cap tot. Pentru că nici nu o să mâncăm acum făină de gândaci, nici nu putem schimba comportamentul social, profilul unui popor, obiceiurile unui popor, așa peste noapte, chiar dacă vorbim de cele culinare și care de multe ori țin de modă și de trenduri din astea temporare. Dar noi totuși, în România, trebuie să ne conservăm tradițiile, obiceiurile și, desigur, toate în jurul credinței care caracterizează încă poporul român și nu numai pentru cei care declarativ se numesc suveraniști, pentru că suveraniști suntem cu toții. În primul rând, haideți să fim o țară suverană și după aia să vorbim despre suveranism. Asta cu să fim o țară suverană îmi doresc foarte mult. Nu să, da, dar, dacă suntem realiști. Da, dar uitându-mă la congresul, sau mă rog, congresul, întâlnirea PP-ului de la București... Este foarte important. Este foarte importantă, dar nu-mi interesește sentimentul că trăiesc într-o țară suverană. Bun, efectele globalizării, efectele aderării la Uniunea Europeană, clar... ne mușcă din suveranitate fiecare țări, nu numai României. Asta s-a întâmplat și cu alte țări. Dar, vedeți, în momentul în care ești o țară est-europeană, fost țară comunistă, este mai greu să fii suveran și în momentul în care țările au la conducere niște oameni precum Putin, adică când ai niște dictatori, lucrurile sunt mult mai simple. Gândiți-vă în Uniunea Europeană, care în momentul de față se contrapune Rusiei, da? În UE avem 27 de state, chiar vor fi 29 în curând, sau 28, astăzi sunt 27. Toate aceste state trebuie să ajungă la un consens. Cât de greu este? 26, că una zice da întotdeauna.
Nu e. Aia e România. Da, deci 26 de state, într-adevăr, există. Nu a spus, da, pentru că se mai întâmplă ceva. Vedeți, și dumneavoastră nu, să nu spună Iavol. Iavol. Și dumneavoastră presa, prezentați lucrurile așa. Știți ce aș face eu? Le-aș prezenta lorile de cuvânt ale parlamentarilor români, europarlamentari, indiferent de ce parte sunt, indiferent, în Parlamentul European. Deci nu e chiar așa. Și uitați-vă la povestea cu Schengen. Hai să fim cinstiți acum. E adevărat că din punct de vedere tehnic respectăm toate condițiile și merităm să fim în Schengen. Când domnul ăsta Nehammer a zis stop, a zis domnule, doar pentru terestru. De altfel ați văzut că ieri au stat pe la vamă și s-au cam enervat și au înțeles ce înseamnă absența sistemului Schengen. Eu i-aș fi ținut măcar... Eu i-aș fi ținut 5 ore în vamă, să vadă, îi puneam într-un tir. Exact. Bun. Dar în același timp, noi ne-am învățat să ne victimizăm. Mereu dăm vina pe cineva. Dar uitați-vă ce s-a întâmplat în vamă cu băieții ăștia deștepți care au fost condamnați în România și au reușit să treacă vama, uite așa, frumos cu taxiul. Uitați-vă traficul de frontieră, uitați-vă că se întâmplă niște lucruri. E foarte adevărat, argumentele lui Nehammer au fost aiurea, pentru că el vorbește despre cei care ne tranzitează țara din Serbia. Din, da. Dar avem și noi bubele noastre, pe care ei le știu. Plus că mie mi s-a părut corect ce a zis el. El a zis așa, vă trimitem experți austrieci și vă echipăm toate punctele de frontieră, pe bani austrieci. Mie mi se pare un mare avantaj. Pentru că în momentul de față... Renunțăm la Huawei și băgăm austrieci în sistem. Nu cred că există o competiție între Austria și Huawei. Adică... Păi da, nu. Nu, noi avem bubele noastre, sunt de acord cu noastră. Petrom este o bubă, mai avem niște bănci, bube. Nu știu cum bubele noastre da, sunt știi, bine știi, la știi ei. Ce se întâmplă, domnul Bălăs? Raiffeisen, altele. De ce dăm noi vina pe Raiffeisen? Dar nu dăm vina pe eu, ei. Eu vă întreb, am spus doar că avem bube. Vă aduceți aminte când au ieșit unii mai încălziți și au zis hai să sabotăm tot ce e austriac în România. Ați văzut vreo reacție de solidaritate din partea celor care aveau conturi la Raiffeisen? Vreți să vă spun ceva? A crescut numărul de conturi la Raiffeisen. Despre ce vorbim? Vorbim, suntem noi solidari? Există o coeziune nu. În interiorul țării? Nu, nu mai există lupta da. Român contra român ba pe care da. O avem? Ba da, păi dar asta nu pleacă vinovața. De jos. Dar de asta pleacă de sus. Nu e adevărat, credeți-mă. Pleacă de sus. Politicile făcute în domeniul educației, de înstrăinare, de tot ce înseamnă valoare românească, promovate cu obstinență de un minister al învățământului care pur și simplu nu-și merită acest nume de când e el. Păi nu e al învățământului, e al educației. Mă rog, mai discutăm. Am da. Pus să vă enervez puțin. Păi nu, deci de acolo pleacă. Noi ni se spune tot timpul, bă, sunteți niște neinstruiți, PISA voastră este proastă, deci PISA noastră este bună, și când se dă examenul la PISA, vezi că îți vin dilețele cu cine trebuie să răspundă. Nominal, la Târgu Neamț, clasa cea mai slabă, 2. La Ion Ionescu de la Brat, cel mai prost liceu din județ, 1. Bă, dar al naibii, nu ar fi și unul să pice de la Rareș. De ce? Că PISA noastră este proastă, PISA lor este bună. Și atunci nu îți vine să te enervezi? Da, eu m-am enervat. Noi când vorbim de testele PISA, vorbim și acest sistem de evaluare a sistemului de învățământ, vorbim de toate țările europene. De ce funcționează peste tot și în România, nu? Păi eu întreb. Am și... o întrebare la dumneavoastră, că poate da. Mă lămuriți, că eu mă tot întreb și întreb în stânga, în dreapta. De ce am eu nevoie de licee care nu oferă după 12 clase nimic, care au promovabilitate sub 30%? De ce? De ce? Pentru că am nevoie de norme pentru profesori. Pentru că fiecare își de ce autoritățile publice locale din toată țara, când le vine rețeaua școlară,
o tratează ca pe o chestie de hotărâre de Consiliul Local. Bă, rețeaua școlară, hai să-i dăm drumul. De ce? Exact. De ce dacă nu inspectoratul... Nu e treaba Consiliului Local, e treaba inspectoratului. Nu, rețeaua școlară... rețeaua școlară vine spre aprobare în Consiliile Locale. Da, dar eu nu pot să-i fac o evaluare pe cerința, nevoia în piață a... Dar eu pot, consilier local. Cifra de școlarizare nu o stabilește primăria. Primăria consfințește ceea ce vine de la Ministerul Învățământului. Ei stabilesc cifra de școlarizare. Îmi cer scuze. Uitați-vă și la facultăți. În momentul în care ai 100 de locuri la fără plată, cum ar veni, locurile plătite de stat, mai ai încă 150 pentru că sunt niște interese financiare până la urmă. Iar justificarea acelor locuri, 150 de locuri, 150 de studenți, deși piața nu are nevoie de specializarea aia, se face doar, credeți-mă, pentru crearea și conservarea de norme didactice, pe grupuri de interese. Dar haideți să ne uităm și în oglindă, să ne vedem și greșeli. Păi nu, dar eu vă spun așa. Primăriile din toată țara, de la București începând până la Valea Ursului, dacă mai exista primărie acolo, s-a transformat în crâșmă. E bine, asta a cerut piața, asta am făcut. Erau în tendință, dar nu știu dacă s-a și făcut treaba. Deci, primăriile bagă bani direct sau prin proiecte europene pe care le girează în școli. Plătesc cheltuieli pentru școli, dar eu n-am văzut să-și pună cineva problema, cum a spus dumneavoastră, și ați mai spus într-o emisiune și am fost de acord, bă, de ce băgăm noi bani acolo? Ia hai să încercăm noi să stăm de vorbă cu cei care fac politicile școlare, că și noi ar trebui să facem politică școlară pe raza municipiului nostru. De la inspectoratul. Noi ne ocupăm doar de infrastructură, condițiile. Nu pot influența eu cifra de școlarizare. Ba da. Okay. Pot să nu votez rețeaua școlară, că n-a ținut cont de recomandările făcute. Dar nu e atributul primăriei și Consiliului Local. O să vedeți că, bine, rețeaua școlară întotdeauna se aprobă. Eu știu că rețeaua școlară se aprobă, dar este o formalitate la Eu m-am săturat de formalități. Ministerului și a instituției descentralizate. Sincer, m-am săturat de formalități. De ce atunci să mai aprobăm? De ce? Pentru că... De ce nu-l instaurăm... Ca și în alte foarte multe situații, avem un copil cu 3 moașe. De ce? Pentru că așa funcționează. Păi haideți să instaurăm dictatura, nu mai e proletariatului, dictatura... Mie, în general, îmi place dictatura. Păi da, noi... Dictatura legii. Noi nu recunoaștem, că nu e o mare deosebire. Păi asta vă spuneam, că nu recunoaștem. Nu ne recunoaștem punctele slabe și mereu ne victimizăm și aruncăm vina pe ăla de alături. Bun, îi lăsăm pe ăștia cu popularii europeni, cu tot. Haideți să ne întoarcem la... De fapt, e o perioadă în care se va stabili viitorul conducerii instituțiilor europene. Și nu știu cât vom influența noi, nu știu dacă vom obține Schengen, nu știu dacă vom obține un post pentru domnul președinte Iohannis. Acum, eu aș vrea să obțină un post pentru România, nu pentru domnul președinte Iohannis, sincer. Păi da, domnul președinte Iohannis mă interesează că nu avem pe altcineva în competiția asta. Cum? Dar l-avem pe domnul Gioană, l-avem pe... Domnul Gioană a ocupat o funcție și probabil că va candida la președinția României. Ah, se face o rocade. Ei, ce rocadă... Haideți, zău. Da, haideți să vedem ce facem adică, la Piatra Neamț. Până în alta văd că Rutte are cea mai mare susținere pentru NATO. Ce rocadă să se facă. Într-adevăr, trebuie să fii precum Rutte. Adică mi-ar conveni foarte mult, adică mi-ar plăcea, nu că mi-ar conveni, că nu mă ajută cu nimic pe mine personal, să-l văd pe Gioană avansând și fiind secretarul general NATO. Adică ar fi o reușită. Nu cred, pentru că totuși Rutte îl depășește pe Gioană în anumite lucruri. Lipsa de caracter, sigur. Dar asta este o altă poveste. Poate că nu e o lipsă de caracter la Rutte. Poate că la el este pur și simplu o credință, o politică, este ceea ce crede. Pentru că el, v-am zis, este un extremist.
Și a fi așa cum el nu înseamnă neapărat lipsă de caracter. Poate înseamnă niște atitudini care deranjează, care nu coincid cu abordările noastre. Acum, întrebare. Noi facem comasarea alegerilor pentru stabilitate, luptând împotriva extremismului. E foarte adevărat. Intern. Deci luptăm împotriva extremismului intern și acceptăm, și acceptăm un secretar NATO extremist? Absolut, pentru că acolo e mai puțin liber în curte, ca să zic așa, pentru că adică are niște limite. E extremistul nostru cu... Și, haideți că nu vă învățe pe dumneavoastră, dar poate vor să știe cei care vă privesc. Noi știm că NATO este o structură politică militară. Da, da. Deci politicul este de reprezentare, dar toate deciziile militare NATO sunt luate de un general, care general întotdeauna e american, că n-am găsit rima. Da? Am înțeles, am înțeles. Da. Bun, ne-am lămurit și cu micul extremismul politic. Dar noi de ce nu putem folosi atunci extremismul ăsta și noi în sens pozitiv? Păi nu avem un generalul. Nu. Îl avem pe Simion, cum nu e? Nu, generalul ăla american, n-am găsit rima, știți? Care să ia decizia, nu să ia Simion decizia. Păi aici e problema. Pentru că niște decizii, nici nu știu cum să le cataloghez, disperate sau la nervi, pe care le-am văzut în conducerea, nu știu, n-aș vrea să dau nume, în conducerea acestor partide, zise suveraniste, gândiți-vă că o decizie pripită poate schimba sensul, direcția și soarta noastră. Adică noi vorbim de o nouă conducere a României după alegeri. Gândiți-vă, de exemplu, că Simion ar fi prim-ministru. Ce s-ar întâmpla în acel guvern? Uitați-vă, în primul rând s-ar scoate abonamente la meciurile naționale. Toți membrii guvernului. În afară de abonamente. Probabil că toată lumea va sta cu telefonul așa. Adică vom auzi înjurături. Vom vedea chiar violențe, pentru că nu mai era mult și vedeam violențe fizice în Parlament. Nivelul la care s-a ajuns în Parlament, mă refer la cel de etică, de deontologie parlamentară, este sub orice critică. Adică pentru asta am luptat noi pentru democrație, ca să avem acest nivel? Nu. Dacă nu ne place să avem un leadership la nivelul ăsta și ne-l asumăm, s-ar putea să ne doară cap. Bun. Director de campanie PNL Piatra Neamț. Ați arătat-o cu lucire. Păi nu, mă uit la televizor acolo, la control. Eu nu văd televizor. Da, e special pus ca să nu-l vedeți. Am înțeles. Deci, director de campanie. Care sunt provocările unui director de campanie la Piatra Neamț, având în vedere situația care există în acest prea frumos municipiu? În primul municipiu. Rând, cel mai important element este comunicarea, pentru că trebuie să comunici niște lucruri foarte clare. În cazul primarului Carabela, lucrurile sunt simple. Asta am făcut, nu voi face. Asta am făcut și voi face, voi continua aceste investiții. Gândiți-vă că tot vorbeați de educație, 33% din bugetul României a mers pe investiții în rețeaua educațională, în școli. Păi da, acum, știți cum e? Când le avem, ni se cuvine. Când nu le aveam, nu simțeam. Eu n-am zis. Dar eu am zis doar atât. Nu, dar aveți mimica și limbajul corpului care mă provoacă. Așa. Hai de bine. Bun, comunicarea e foarte importantă. Organizarea e foarte importantă. Pentru că... Mi-am adus aminte că asta i-am spus eu domnului, unui domn eurodeputat în emisiune. Și da, mă rog, era... Știu ce... Hai, cu mimica și cu limbajul corpului, știți, că mă provoacă. Era de la USR? Nu. Fusese. Nu mă gândeam, apropo e în Comasate. Am înțeles. E în Comasate. Bun. De la Renew era, nu? Renew Europe. Așa. Rolul unui director de campanie este de a integra și a organiza o echipă mare, o echipă în care fiecare are un rol.
O echipă de campanie se prezintă exact ca cu o organigramă concretă, cu funcții pentru fiecare, cu responsabilități și un director de campanie. Acum vă întreb direct, da, în ce măsură echipa lui Andrei Carabelea pentru campanie este... Este foarte bine structurată. Sunt oameni, zic eu, valoroși. Echipa de consilieri? Echipa de consilieri este foarte activă. Echipa de candidați la consilieri este foarte echipa activă. Echipa de candidați. Deci nu există o listă definitivă în momentul ăsta. Pentru că n-ar fi corect să dăm încă o listă. Avem o listă definitivă, dar cu locurile eligibile, lista este în ordine alfabetică. Și de acolo, probabil... se va stabili de către conducerea partidului care sunt și cine e pe locul elit. În ordine alfabet. Zabulic. Nu. Deci cu Z. Începe cu Z, ca să poți să o întorci. Nu. Este chiar în ordine alfabetic. Veți fi pe listă? Da. Veți fi pe listă? Da. Nici nu mă întreb dacă sunteți pe loc eligibil. Foarte eligibil. Am înțeles. Dar asta nu înseamnă că o fac pentru... Sper cât simpatizanți mai am eu în Piatra Neamț. Și în PNL. Dar luând în calcul, nu vorbesc de aici, vorbesc de votanți. Luând în calcul ce rezultate am avut când am candidat la primărie, ele se pot adăuga ca un plus de imagine pentru candidatul la primărie. Nu e visul meu să fac o carieră din poziția de consilier local. Cred că... Eram convins de asta, dar trebuia să vă întreb. După cum bine știți, două mandate la rând, adică în ultimii 8 ani, eu am câștigat și poziția de consilier județean și de consilier local și nu le-am ocupat niciodată. Sau pentru foarte puțin timp? Pentru o lună de zile, nu știu, a fost acum 4 ani, când l-am promovat cu mare încredere. Da, ați venit la mine în curte. Nu stați că n-am spus pe cine. Ați venit la mine în curte. V-am provocat. Ați venit la mine în curte. Da. Deci era aici, cred că ieri, nu mai țin minte, domnul Minuț. Da, ieri a fost. Ieri. Și i-am adus aminte cum l-a ales domnia sa pe domnul Lehăduș. Păi nu prea l-a ales, că atunci vrea să-și dea demisia. Păi nu, dar atunci, dacă nu depunea jurământul, ședința nu... Știți că s-a retras. Da, da, și-a depus jurământul. A fost... Și atunci era, ca să spună... N-aș vrea să subliniez că a fost o capcană în care au căzut. Bine, dar asta e... Și jocul acestei negocieri politice, oamenii trebuie să înțeleagă că fără negocieri politice nu poți să faci majorități. Fără majorități nu poți să controlezi un consiliu local în sensul în care dacă strântește fiecare propunere... legislativă, fiecare propunere de HCL, cum mai duci la capăt proiecte? Gândiți-vă că am avut situații în care la un vot se puteau bloca toate proiectele europene din Piatra Neamț. E un risc foarte mare. De câte ori vi se pune întrebarea asta cu Lehăduș? Dumneavoastră l-ați adus în politică, regretați sau nu regretați? În ultima perioadă nu mai îmi dă nimeni bună ziua, îmi spune, tu l-ai susținut. Deci. Da, și nu regret. La vremea aceea, eu cred că am făcut o alegere bună, am vrut un tânăr, am vrut pe cineva. Că el a dezamăgit, este și cred că pe bază de orgoliu mai mult decât pe o lipsă de cunoaștere a administrației publice locale. Plus că, practic, nu s-a implicat în nimic invocând faptul că nu i-au fost delegate competențe. I-au fost delegate competențe, nu e... Că i-au fost și luate, e cu totul altceva. Dar eu cred că n-am greșit, pentru că am promovat mai mulți tineri, aduceți-vă aminte ce echipă am avut la Pro România, oameni pe care toți pietrinii îi apreciază. Mihai Trofin, care iată este încă consilier și a ales... Încă Pro România? Încă, pe asta vreau să zic, încă Pro România, nu o să se ducă la aur, sigur. Va intra în echipa primarului Carabelea, probabil... Păi da, am înțeles că Pro-România se duce la aur. Nu. Vedeți, nu l-ați urmărit pe președintele partidului Pro-România, care o să mă întrebați, mai există? Păi nu, da, care există? E președinte? Păi n-ați văzut, pe care? Victor Ponta. El e președinte? Da, cine?
Victor Ponta este președinte Pro România. Mi s-a părut că e analist politic mai nou. Din poziția de analist politic. La televizor. Victor Ponta a făcut congres, conferință, ce a vrut el națională, unde a spus așa, cine vrea să ducă la aur, nu. Ideea a fost, PSD-ul nu ne vrea. Nu ne primesc sub nicio formă, nu vor să audă de noi, nici de mine, nici de Corina. Nu le-a plăcut, de clanța lor a rămas ne... Exact. Și nu s-a deschis ușa. Ba chiar s-a trântit în nas. Și el a spus membrilor, chiar membrilor și aș putea vorbi de doamna... Credeam că spune și simpatizați, că mă ridicam și plecam. Nu, s-a mai redus. Deși uitați-vă că nefăcând nimic, 4 ani, Pro-România are 3,54. Care... În sondaje. Bun. Chiar dacă ar avea și 2. Gândiți-vă ce înseamnă 2% în momentul în care se fac alianțele la sfârșit în Parlament. Dar nu intră cu 2%, că dacă n-au 5, nu intră în Parlament, nu vă mai explic asta. Și le-a zis, bă, puteți merge la aur, rămâne puteți în poziția face alianță, participă, dar nu intră. Puteți merge la aur, ca să faceți alianțe, cine vreți, și hop, cine a sărit prima, doamna Cibotaru. Dar are poziție. Are, întotdeauna a avut poziție. Are poziție de unde să sară prima. Da. Nu știu, în fine. De unde am plecat și unde am ajuns? De la Ponta la Cimotaru. Nu e diferența așa de mare. Mai avem puțin și ajungem și la Rosnov și am înțeles și acolo. Dar nu știu cine e, ce e la Rosnov. A, da, doamna e din Rosnov, am înțeles. No, vorbeam de faptul că primarul a plecat de la PNL, s-a dus la PSD, adică... Dar mie mi se pare că el... Avea profil de PSD de la început. Nu. El a explicat cumva de ce a plecat. Eu n-am văzut explicație, în fine, alegerea. Dar mă rog, mai contează. Până la urmă, stabilitate, lupta împotriva extremismului. Pot să înțeleg orice mutare dintr-un partid în altul, până la urmă... Haideți să nu confundăm atitudinea și acțiunile unor persoane care ocupă pentru o perioadă scurtă sau nefundamentată niște poziții și interesele pe care le avem la nivel european și național. Pentru că nu putem minimaliza, vorbind despre conflictele între PSD istorice și PRL la Neamț, nu le putem asimila cu interesul pe care îl avem la nivel național apropo de ceea ce înseamnă securitate, de ceea ce înseamnă politici europene. Adică nu pot fi aruncate în derizori. Deci înțeleg că acestea sunt probleme importante, iar ce se întâmplă între partide sunt la nivelul derizoriu. Absolut. Dacă mă întrebați pe mine, da. Atunci sunt de acord cu dumneavoastră. Adică, dacă mă întrebați pe mine, da. Bun. Sunt bazate pe orgolii și, repet, pe conflicte istorice care... Mai mult personale. Pentru că, dacă vă uitați, conflictele sunt între persoane, nu neapărat între... nu știu, doctrine, să zic. Pentru că nici măcar nu mai avem o linie clară care să separe cele două doctrine. Vă așteptați la o campanie electorală urâtă? Gen bypass? Sau la o campanie pe program? Sunt convins, primarul va fi atacat din nou. Nici apa serb nu s-a liniștit. Ne mai pune piedici în ceea ce înseamnă finalizarea culoarului de mobilitate în ce sens? Ani. Păi pentru că avem de făcut acele racorduri la căminele de apă și ia avizul, da avizul, nu-ți dau avizul, mereu ne caută nod în papură. Și lumea ar trebui să știe că asta a întârziat foarte mult lucrările, pentru că lucrurile nu sunt întârziate. Știți că lumea zice, domnule, dar n-am văzut niciun muncitor. Sau am văzut unul că stă și sprijină o lopată. De ce să țină constructorul muncitor dacă ei nu pot lucra, că n-au ce face? E foarte adevărat. Au fost și situații și le-ați prezentat de atâtea ori apropo de modul în care au lucrat unii constructori. Și uitați-vă că, până la urmă, în sfârșit avem și noi un contract reziliat, de fapt, pentru 4 lucrări. Va mai fi, nu vă spun încă cine, dar va mai interveni rezilierea unui contract, tot pentru nerespectarea termenelor. Dar, în același timp, pot să vă spun că au fost foarte multe
întârzieri din cauza unor motive mai mult subiective decât obiective, pe avizări, pe interferențe între diverse societăți. Adică asta a rezultat și poate că asta a reușit să-i construiască o experiență primarului Carabelea care îl califică pentru un Am văzut o schimbare de atitudine la el în ultima perioadă. Mai mult... A devenit mai ferm. Un limbaj mai direct. Mai direct, da. Am lucrat cu toții mult la asta. Și a venit pe cale naturală în condițiile în care a văzut că lumea nu e chiar atât de frumoasă și că oamenii nu sunt chiar atât de cinstiți. Pentru că primarul Carabelea evită conflicte, întotdeauna a crezut în coeziune, în înțelegere între partide, între Consiliul Județean, dar fiind dat de atâtea ori cu capul de pereți de pozițiile jegoase ale unora, a reacționat și, în consecință, și-a schimbat și comportamentul. Ceea ce e bine. Da. Acum, în campanie vor exista 100% câteva teme importante. Trecem peste chestia cu coloarul de mobilitate. Care va fi probabil gata până așa. În iunie. Așa că... Mă rog, eu încă am dubii. Să nu mai aveți. Și eu am avut dubii când am văzut cum izvorește apa pe Traian din toate părțile când s-a făcut compactarea, dar am văzut ce înseamnă și o soluție inteligentă cu care au venit inginerii și care au făcut probele, simulările timp de 5 zile, au făcut examen de laborator și laboratorul ne-a dat rezultatul apa cu cea mai bună soluție. Da. Ok. Bun, deci trecem peste culoarul. Dar vor exista niște teme de campanie, din punctul meu de vedere, ce puțin așa cred. Una dintre ele va fi societățile primăriei. Da, societățile primăriei care au evoluat sau unele au involuat. Ce e foarte clar, cea mai puternică societate este public serv și a devenit și mai puternică luând și partea de salubritate pentru că așa a cerut legislația. Legea a cerut ca salubritatea de zăpăzirea să fie în aceeași companie. S-a justificat și prin dotările pe care le are public serv, prin cantitatea de lucrări și după aia haideți să le luăm pe rând. Urban. Urbanul mai are foarte puțină activitate în momentul de față. Va fi și el preluat la un moment dat probabil de ori salubritas, ori de public serv. Avem perle. Dar urbanul nici acum n-a ieșit din insolvență. Mie mi se pare va că ieși. Deja... Știți bine, nu mă provocați, că știți foarte bine. Da, prin dar eu ce ar trebui să fac acum? Să nu vă mă certați, dar nu mă provocați, că vorbim la fel. De-aia mi-e frică. Deci eu trebuie să vă provoc. Da, s-a lungit foarte mult, știți bine, și n-ai ce face în momentul în care ai un agent comercial care... Bun, dar aia s-a terminat, s-a închis. La termenul celălalt nu mai exista problema. Acum am înțeles că suntem prin mai cu termen. Exact când trebuie să treacă, când trebuie organizat o licitație pentru... Nu știu despre ce vorbim. Păi dați, expiră contractul urban cu Piața Centrală. Nu, în aprilie expiră. Încredințare directă este destul de greu de făcut. Nu va fi nicio... Eu merg pe licitație, nu pe... Păi da, suntem în martie. 7. Se va putea ar trebui de se exact... va putea prelungi. Credeți-mă că asta a fost o preocupare permanentă. Dar la urban s-a întâmplat ce bine știți. Și de acolo, din termen în termen, am ajuns unde am ajuns. Dacă mă întrebați, a fost și un dezinteres al... Cuvântul ăsta nu-l cred. A fost un interes. Da. Un dezinteres de a se face mai ieșirea din insolvență. Da, deci nu mă poate nimeni convinge că urbanul trebuia să rămână în insolvență atâta timp. A rămas și nu o să uit niciodată. De mult. N-o să uit niciodată ședința AGA în care s-a spus de ce trebuie să intre urbanul în insolvență. Și s-a consemnat, există acolo. Trebuie să intrăm în insolvență ca să ascundem urmele. Mai care decât atâta... Asta ce... n-a fost în niciun caz în mandatul primarului. Nu, 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 nu. A fost în mandatul celălalt. Ce-a moștenit și ce-a moștenit domnul Carabelea. Și Perla, și Urbanul, și
locativul care, iată că s-a ajuns exact unde știam. Apropo, ce mai e acolo, dacă știți cumva, că eu am înțeles și o dat demisia direct. Societatea va fi dizolvată, va intra în Consiliul în ședința următoare. Deci va fi dizolvată, da. Pentru că ea nu are probleme de datorii sau altceva. Nu, după analiza financiară. Și atunci poate fi dizolvată. Poate fi dizolvată pentru că ai de ales între insolvență și cele două căi. Și activitatea și aceea cu centrale probabil va merge undeva spre Publiser sau spre altceva. Iar chestia cealaltă pe care ei câștigau... Adică a încercat conducerea primăriei, domnul primar, a încercat pe cale naturală să demonstreze în primul rând că aceste unele dintre societăți nu sunt viabile și reorganizarea societăților care a fost promisă în campania electorală a venit în măsura în care n-au mai fost termeni în instanță, a venit pe cale naturală. Deci și-au arătat, așa cum a spus, unele interesul, altele dezinteresul și atunci s-au luat măsurile în consecință. Deci nu vom mai discuta despre locativ serv în campanie. Deci aici ăsta e subiectul închis. Nu în campanie. Nu vom mai discuta de locativ serv în general. Pentru că vom găsi alte soluții. Componenta din locativ serv va merge tot așa. Fie la Publiserv, fie la altă companie. Pentru că dorința primarului este să facă din trei companii o singură companie a primării. Eu aș trimite partea de locativ la parking. Ca să închidem un cerc. Da. La parking, normal. Da, ca să cuplăm locuința cu parcarea. Locuința cu parcarea. M-am prins greu. E ca pe vremea aia, știți, cu comasatele. Acum, ce comasăm, se face. Era pe vremea lui Regretatul. Mie îmi place cel mai mult rotativa. Da, pe vremea lui Regretatul. Să comasăm geografia, geometria și îl punem pe Geo Box la șef de catedră. Așa cum, comasăm alea și ajung unde... Păi le comasăm pentru că multe nu își justifică existența. Eu știți părerea mea, dacă era după mine, lucrurile se petreceau mult mai radical. Păi mai radical cât îți permite legea, că ai niște limite, nu poți să fii mai radical decât îți permite legea. Legea a permis foarte multe lucruri la Piatra Neamț. Da, legea a permis în alte vremuri, când situația și conjuncturile erau altele, alte libertăți. Ce facem cu telegondola? Bine. Facem o bine. Reparăm. O îi facem mentenanța. Îi facem coafura. E mentenanța obligatorie, nu avem ce face. Va fi oprită, am înțeles, 6 săptămâni. Am înțeles. Dar este o chestie... Adică nu putem interveni noi în această intervenție. No, eu am întrebat de telegondola. Eu am întrebat dincolo de tehnică. Ce facem cu telegondola când o vedem integrată în ceva care să în absolut este. Da. Dar să știți că ar fi o idee să transporte membrii MISA sus acolo, acolo se poate face o chestie, adică deci one way ticket, doar să-i ducă sus. Ei se după aceea se teleportează jos, nu e o problemă. Abordând serios acest lucru, știți bine despre povestea cu ce se întâmplă pe Cozla, știți bine cu zona fosiliferă. Abia după lungi negocieri și apropo de eu aș vrea să deschid o nouă zonă fosiliferă acolo. O puteți deschide un senatul american, e mai simplu, adică acolo și va fi zonă protejată. Aia e protejată direct și da. De NATO. Știți foarte bine de proiectul viceprimarului Irimia, care mie mi se pare, la început nu l-am tratat foarte serios, dar ulterior m-a convins și acum când am văzut că chiar se materializează acest proiect și desigur componenta de interactivitate cu copiii, cu cei care vor fi clienții acelei zone, încep să fiu mai optimist. Dar în continuare ne batem cu marea agenție pentru arii protejate, care ne-a pus bețe în roate permanent și deși președintele de acolo a venit și cu ministrul mediului și au promis și au făcut, tot nu s-a întâmplat nimic. Da. Nu mai știu ce spune legea, cu cât timp înainte un prefect, dacă vrea să candideze, trebuie să părăsească postul. Deocamdată vă așteptați ca... Nu știu,
unul dintre posibilii candidați ai PSD-ului. Este evident că unul Adrian dintre posibilii candidați este Adrian Niță. Adrian Niță. Faptul că și-ar da demisia, nu cred. Nu, dar există undeva în lege. S-ar suspenda. Nu, există undeva în lege, trebuie să plece. Normal ar fi de bun simț, pentru că te afli într-un evident conflict de interes. Eu vă întreb, vă așteptați în perioada asta la acțiuni ale instituției prefectului împotriva primăriei? Da, ne așteptăm la ce e mai rău, dar până la urmă deocamdată știu la ce vă referiți. Este vorba de solicitarea de clarificări venite de la prefectură. Este atributul prefectului, e în limitele legii. Noi suntem obligați să prezentăm clarificările referitoare la demiterea și alegerea unui nou viceprimar. Eu sunt convins că totul e legal, adică toate lucrurile au fost analizate de foarte mulți juriști și nu cred că prefectul în campanie electorală își va permite să forțeze nota, să facă o plângere în contencios, să atace în contencios hotărârile, pentru că e clar că vom câștiga. Dovada este că le-am câștigat pe toate. Există vreo șansă să-l vedem din nou pe domnul Georgescu la primărie? Pe domnul Lehăduș înapoi? Lehăduș. Domnul Lehăduș, mă scuzați. Înapoi la primărie, dacă se suspendă vreo hotărâre? Absolut. Dacă se suspendă hotărârea, dacă prefectul va ataca în contencios, Lehăduș se întoarce viceprimar. Deci există această posibilitate. Dar nu e obligatoriu să vină cu Georgescu. Nu, nu, mă scuzați, dar eu făcusem o identitate, făcusem o chestie de identificare așa și fără să-mi dau seama. Adică mai greșesc și eu. Că sunt integrați în absolut. Deci, mai greșesc și eu, vă rog să mă credeți, mai ales cu atâtea lucruri care se întâmplă. Dumneavoastră doar mimați greșeala. Niciodată. Într-un mod provocator. Niciodată, niciodată. Asta nu pot să fac. Deci eu aștept acum să văd, că acum trebuie să spun telespectatorilor că după masă va fi pe scaunul pe care stați dumneavoastră, dacă totul va merge bine, doamna... Sigur pe ăsta? Da. Poate reușiți să schimbați mobilierul puțin mai adecvat, fotolele alea să mai potrivit. Nu, asta este locul, ca să spunem așa. E incomod. Doamna de la partidul SOS, doamna... Acum nu mai știu exact, Șoșacă sau Ivanovici, sau ambele. Nu mai știu, dar... Bine, acolo va e o problemă de familie pe care nu... Va veni în emisiune și vom putea discuta, apropo, sigur, vom atinge subiectul comasare, Uniunea Europeană, extremism. Va fi interesant. Da, abordarea SOS vis-a-vis de tot ce înseamnă Statele Unite, NATO, parteneriat Uniunea Europeană, e ușor dureroasă, mai ales când te gândești că va avea și niște voturi în spate. Dar dacă oamenii nu se vor informa și se vor lăsa păcăliți, o să vadă scene, așa cum s-au fost cele domestice, conflictele domestice, o să le vadă și prin guvern și prin parlament. Adică, dacă asta ne dorim, până la urmă, poporul votează, poporul hotărăște. Și întotdeauna conducătorii sunt oglinda poporului. Pentru echipa Carabelea este bine că s-au făcut, s-au comasat alegerile sau era mai bine să fie localele mai târziu? Știți cum e? Aici sunt avantaje și dezavantaje, eu le spun meschine. Pentru că normal că nu e bine, că sunt proiecte care nu pot fi finalizate. Și era mai bine în septembrie, că până atunci se finalizau foarte multe proiecte, adică majoritatea proiectelor. În același timp, nici nu vreau ca aceste proiecte să devină doar un interes electoral. Eu îmi doresc ca aceste proiecte să fie făcute, sunt convins că pietrenii cu capul pe umăr vor vota Carabela, pentru că avem nevoie de continuitate pe aceste proiecte și noi proiecte. Carabela a arătat că are curajul să atragă fonduri, să facă investiții, chiar și în condițiile în care, ne aducem aminte, primăria Piatra Neamț era cea mai îndatorată primărie. Dar uite că a reușit. A reușit, desigur, cu prețurile de rigoare, pentru că șansurile de pe cele trei culoare ne-au afectat pe toți. În același timp, eu cred că în următorul mandat, și sunt convins că va face asta, va încerca, fie în colaborare cu Consiliul Județean, unde sper și sunt convins că va câștiga acum din ce arată sondajele PNL-ul, domnul
George Lazar, să rezolvăm spitalul și să aibă responsabilitate și primăria în ceea ce înseamnă sănătatea pietrenilor, să ne facem o societate de transport a primăriei și apa. Și o societate care să administreze partea de apă. Pentru că fără aceste trei componente este aproape imposibil să conduci o comunitate. În primul rând, când vorbim despre sănătate. Deci, unde avem probleme majore. Mulțumesc pentru participarea la emisiune. Aștept să facem o emisiune în care să veniți fără componenta asta de campanie, să discutăm despre niște lucruri ca pe vremuri. Și eu abia aștept, mi-era dor. Vă mulțumesc pentru participare. Oameni buni, aceasta a fost emisiunea de azi. Cum spuneam, e posibil ca pe parcursul zilei să intrăm în direct într-o ediție specială, dar o să anunțăm lucrurile acestea. Sănătate tuturor și răbdare, tutun, iar cei care nu vreți să vă implicați direct, popcorn. Că veți avea la ce să vă uitați. Numai bine, sănătate. Mulțumesc, la revedere.